Curtea Constituțională a amânat astăzi din nou, pentru data de 5 iunie, o decizie despre legalitatea completurilor de 3 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Este cea de-a patra amânare în acest caz. CCR trebuie să hotărască dacă există un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Înalta Curte în cazul acestor completuri, după sesizarea depusă de vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache. O decizie care ar confirma existența conflictului ar avea drept consecință reluarea de la zero a mai multor procese în care au fost pronunțate deja soluții de condamnare de către aceste completuri de 3 judecători. Printre acestea se află și procesul în care liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive la DGASPC Telorman. Florin Iordache a susținut în sesizare că toate procesele de corupție din primă instanță, din 2004 până în prezent, de la Înalta Curte de Casație și Justiție, ar fi trebuit judecate de completuri specializate în fapte de corupție, ori acest lucru nu s-a întâmplat. În replică, șefa Înaltei Curții, Cristina Tarcea, a respins acuzațiile. Iordache a preluat în sesizarea către CCR exact argumentele avocaților lui Liviu Dragnea, care au cerut anularea sentinței de condamnare la închisoare a acestuia pe motiv că sentința nu a fost dată de un complet specializat, așa cum prevede legea 78/2000.